Manuela, de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Monei. 1. Doi, trei, două, da, este ea, avem și acord. O văd întinsă pe o masă și văd niște zeta și gri care lucrează pe ea, pe cap, pe ochi. Da. Ea e adormit. Dar sufletul ei percepe tot în jur. E conștient, dar nu... pare adormită, nu se poate mișca, dar simte tot, conștientă ce se întâmplă. De ce nu acționează, reacționează? Nu se poate mișca. A, inertă. E blocat. Inertă. Este o răpire, da. Ela? Da. Răpire cu fizic, cu tot? Sau numai suflet? În energetic. Mi-apare 5 minute a fost cu fizic, cu tot. Da. 5 minute din fizic. Acolo a fost 2 ore. Mm-hmm. Și apoi fizicul a fost adus? Da. Și a rămas sufletul? Da. Mm-hmm. Vreau să vedem aici. Sufletul să ne spună, e blocat, dar poate comunica cu tine. De ce este necesar sau a fost necesar să o răpească cu corpul fizic cu tot? Pentru implant. Implant fizic. Da. Așa. Și ce? Ce au implantat? Văd care legătură cu o viață trecută, da, în care i s-a scos ochiul. Da. Ca un fel de tortură. Și zicea, da, că e prețios acel ochi. Și l-au, da, păstrat, l-au îngrijit foarte, da, bine. Și acum parcă i l-au înlocuit cu acela. Aha. L-au pus la loc. Hai, dar să mergem. Așa. Acela vechi, ăla vechi. Acela vechi. I-au pus acel ochi vechi la loc, da? Hai, da, să vedem în viața trecută aceea ce a fost. Chiar că e ștearsă linia, dar avem informație. E bărbat. Da. Vedea foarte bine la distanță, parcă focusa ca o lupă, ca un binoclu, da, din acela, dar doar cu stângul, eu la stângul văd. Nu știu la care ochi are ea probleme, dar la stângul văd asta. Ia spune, Nemona, deschide microfonul. Cine zici? Da, cred că e la stângul, da. Da, la stângul. Ok. Bine, da, oprește, da, microfonul. Și zicea că e un ochi în viața aceea. Era considerat un om care avea un fel de superputere, așa considerau toți, și că acel ochi e special, că de fapt nu îi aparține corpului cum ar veni, pentru că are o funcție total diferită de simțurile normale ale corpului. Cine zicea? Și oamenii din jur, văd, și niște preoți care... Era în contact cu el și vorbeau cu el și era ca... Dar și... numai un ochi? Ochiul, da, stâng, îl avea cu funcțiile astea? Da, unul, celălalt nu. Hiperdezvoltate?
Nu, da, numai unul. Așa. Doar stâng. Dar, da, unde era viața asta? În ce an era? Îmi apare Finlanda de azi. Da. Dar călătorea foarte mult. În ce an? Adică? O mie... Epocă, să zic. Noi fără 1000, fără 1 față. Mi-a arătat 1822, dar au șters 1 și acum e 822. E ca și cum 1001 ăla din față apare, dispare. Da. E ca și cum a fost adăugat 1000 de ani, dar... A, bine, teoretic te referi ar la fi... numerătoare. Da, așa vă și mie. Apare, dispare 1 din față. Ok. Deci el s-a născut așa, da? Ochiul ăsta era hiper funcțional, să zicem. Da, și are o culoare diferită, e albastru marin, celălalt era verde. Ok. Verde. Hai să vedem originea acestui ochi. S-a născut așa sau i-a fost implantat tot printr-o răpire? Văd o cioară pe burta mamei. Da. Mama parcă era leșinată cumva undeva pe un câmp ceva. Sau dorme, mai mult leșinată o văd. Și avea o burtă măricică și o cioară, a venit o cioară. Și cioara a început să dea cu piscul în burtă. Da. Și a format o mică, mică, mică rană, dar nu exagerată. Pe burta mamei. Da. Și acea cioară nu avea un ochi. Da. Mama la un moment dat s-a trezit. Când ea s-a trezit, cioara n-a plecat. Nu s-a speriat. A rămas așa încremenită, s-a uitat la cioară. A văzut ce face cioara. A încercat să se miște, să o împingă, dar n-a putut. Și a stat așa cam jumătate de oră, după care cioara a zburat. Dar toți loveam burta mamei. Așa, ce s-a întâmplat dincolo de burtă? La făt? În timp ce cioara În energetic, a făcut o breșă, cum ar veni, în care a fost implantat în făt ochiul cioarei. Așa, da. Cioara ce reprezintă? În energetic ce era cioara, de fapt? Sau cine o popula? Mi-a pare că ar fi fost un doctor. Da. Om? Tot animal. Nu se transformă în om. Da. I-am cerut să-mi arate adevărata față și nu s-a transformat, a rămas tot cioară. Așa. Și face lucruri în fizic, prin mental, prin telepatie. Da. Ce, care este legătura? Înțeleaptă. Da. E ca un doctor, ca un medic. Deci e o cioară doctor. Da, da, și... transmitea informații telepatic unui alt bărbat care a început să vindece oameni prin tot felul de plante, deci cu plante un medicinale. Un șaman, să-l numim ăla, ca pe ăla la o, la o pasăre. Cam așa ceva. Da. Dar nu avea un ochi. Din nou, mi-apare că nu are un ochi și că a implantat fetusului, copilului din burtă, ochiul ei. Hai să mergem la cauza ezoterică a legăturii ce-o fi spiritului ăsta al cioarei cu partea subliminală a monei. De ce a ales acest sfat? De ce a ales partea subliminală asta, acea cioară, doctor? Mă corectează și îmi zice că e corb. Cum? E corb? Așa, da. A corbului. Da. Când s-a cunoscut corbul, esența asta, ce este? Ce este? Spirit sau suflet? Corb, ce are? Și a dezvoltat un suflet. În regnul ăsta,
Da. Animal. Da. Când, de când cunoaște această parte subliminală, dacă comunici cu corpul? De 3000 de ani. 2, 3. Unde și cum s-au întâlnit? 3000 de ani. Egipt. Ne spună. Da? În Egipt văd. Corbii erau păsări rare în Egipt. Da. Și erau considerați oamenii cărora la care veneau corbii, erau considerați oameni înțelepți, ca și cum corbii se plimbă peste tot și aduc informația omului. Și stătea mereu lângă acel bărbat în Egipt. Corbul ăsta? Da. Care acel bărbat era, în acel bărbat era partea subliminală a omului. Nu. 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 Ok. Era tatăl. Tatăl părții subliminale din acea viață. Era partea noastră subliminală, Mona, era, s-a născut ca fiu al lui acolo. A fost primul născut, băiat. Și după ce s-a născut, iarăși văd, se scoate un ochi și se pune unul de cristal. De ce face asta? Cine îi scoate un? Cioara. Corb. Acolo. Da. Corbul ăsta îi scoate ochiul copilului, primului născut? Da. Păi, și de ce face asta? Îl împunge în ochi. De ce face asta el? Se infectează și rămâne orb și la un moment dat parcă se usucă ochiul și iese singur afară. Deci asta, deci nu scoatere pe viu sau operație. Deci așa. Da, da, da. Și s-a pus de ce se face asta? De ce face asta corbul? Ca să-l conecteze cu el, cu corbul. Cu, dar de ce? Cu a ales corbul acest planul, copil. Planul sufletului în acea viață, da, de ce a copilului. Corbul? De ce a ales această parte subliminală? Corbul. E o parte de suflet care are abilități speciale, spune. Vede, aude, simte, miroase prin acel ochi. Dar acel ochi, care e de fapt un ochi lipsă, cum ar veni, care de fapt se plimbă peste tot lumen energetic și peste tot pe unde se plimbă el vizual, simte, aude, miroase și aduce informații. Știa nu s-a ce? Cunoscut aici prima dată. Hai să vedem unde s-au cunoscut. Prima și prima dată. În regnul animal? Spune că în această viață a fost prima dată înzestrat cu acest ochi. Păi noi, pe de el cunoaște aici. Da. De-aia ne-a adus aici. Uh-huh. Până atunci acest suflet a fost urmărit, a fost căutat, spune. Aici, în această viață, la prima dată, contact cu el și a dus ca fiind... Urmăriși căutat de cine? A fost adus intenționat ca primul născut. De spiritul și suflet, spiritul lui Horus. Aha. Și sufletul corbului, care da. E bucată din Horus, da. Fragment. Da. Ok. E un ochi spiritual. Deci corbul este unealta lui Horus, da? Da. Corbul este executant de-a lui Horus. Da. Ok. Problema este că... Și conexiunea lui Horus cu toate, cu tot regnul animal. Prin corb, adică. Da, e conexiunea lui Horus. Are ADN, cu... ADN de-a lui Horus. Pasărea asta, da? Hai să vedem de ce noi. De ce acum? De ce după curățare? Da. A pus el linia de și curățând tot. Își citește gândurile, își citește intenția. Tot își citește el. Așa. Pentru că era curată, zice, pentru că trebuie să se întoarcă la esența. Da, a cerut acordul acestui suflet?
Deci eu știu că momentan acordurile au fost anulate, dar e esența sufletului să aibă această abilitate și a dezvoltat-o. De unde știe el? Citește, i-a citit în energetică. Informații. Da. Care e esența sufletului? Ce esență are acest suflet? Hai să mergem la... atot văzător, știutor, simțitor, spun. De unde a căpătat abilitățile astea? Mergem la suprasuflet. Esența acestui suflet este suprasufletul sau da, din nou de a început această abilitate de cumva focusat pe această abilitate, sinele din nouă. Da. Și care este interesul lor aici? Ce vor ei? Sinele din nouă sau ce vor? Da, vor sinele din nouă, dar pe pământ ar fi o unealtă, un instrument prin care ei ar fi unul dintre suflete, conexiune pentru ei, prin care ar vedea, ar ști totul, fără să mai consume energie, să... Uh-huh. A cerut vreodată acord acestui suflet să facă aceste operațiuni? Tasul corbul. Zice, acordul constă în faptul că este aici, prezent. Serios? Zice, pe pământ. Da. Momentul în care nu-și mai dorește aceste experiențe, va părăsi pământul cât timp se află păi aici. Tocmai asta se pregătea. Tocmai asta se pregătea, acord. Pentru asta se curățase. Pentru asta se curățase. Și da, dar n-a plecat. Și n-a mai plecat. Sta. Ok. Iar lor cine le permite să facă astfel de acțiuni? Ia să vedem cine le permite. Să spună. Acordul de asta, zice. Acordul de asta? Da. Ok, nu am niciun acord, nu dă niciun acord de asta. Pur și simplu, fără acord, stă în acest corp până când corpul se deteriorează. Ok, spune. Da, a înțeles? Vrea să plece, că îl putem deteriora, spune. Ce putem? A întrebat că vrea să plece, că îl putem nu deteriora. Nu are nevoie de ei. Ce spune partea subliminală? Ia să vedem ce le spune. Are nevoie de ei? De ajutorul lor? Nu, partea subliminală nu e ascultată de ei. Ei se fac că nu aud. O ignoră. Cine interesează pe noi ce fac ei? Ei încalcă liberul arbitru, încalcă voința părții subliminale. Iar pentru asta, acest corp îl blochează. Blocat. Dar l-a făcut ca o armură, ca un scut. Tot corpul e o armură prin care ei nu mai pot să treacă. Și corpul zice, nu vă jucați cu asta, zice. Corpul ne aparține. Corpul e o armură. Alo, Mona. Da. Le aparține această parte subliminală? Nu, zice corpul. A, corpul. Corpul, fie sănătos corpul. Îl putem modela cum vrem noi, spun. Serios? Ia să meargă. Ia să scoată acum Ela din acest, din primul corp în care a intrat, care a avut ADN de corp. Aha, au o legătură ADN de 1,8 la început, acum mai este 1,2 din acea legătură de ADN cu ei. Scoate, extrage ADN-ul de Horus. Da, l-a scos ca pe o seringă. Așa. Și îl arde, îl distruge. Te creează. Da, l-a ars. Era un galben auriu lichid. Un galben auriu lichid. Iar în momentul în care l-a scos, a pălit culoarea, s-a făcut un galben pal, fără energie. Și l-a ars, i-a dat foc. Acum ce mai are de spus? Acum stau, se uită, nu mai spun nimic și... deci învățați
sufletul să aibă curaj. Nu mai au ce să facă, au ars legătura și văd că nu mai acționează, nici nu mai zic nimic, nu mai au ce să mai facă, văd că sunt neputincioși acum. Ok. Și acum, de aici, de unde este, și extrage energia încă o dată, din toată linia experiențială pe care a avut-o în corpuri. Și cu da, văd că unde am găsit-o pe masă, Zeta cu griul s-a retras și ea s-a ridicat. Deci n-au mai avut ce să-i mai facă. Ea deja are controlul. Ok, dar plecând de aici, okay, de unde am fost. Da. Deci retrage energia, acorduri, tot ce este, printr-un zid vibrațional înalt. Din toate experiențele care le-a avut în corpuri, cu ADN de Horus și cu aceste entități. Usucă. Da. Tot. Retrage tot. Îi vine tot sub acea formă de lichid, văd că apar unele. În momentul în care trece prin zi, se face din nou energie curată și ea o integrează. Okay. Rezidurile rămân toate în afară, tot. Se ard, dezgad, da. Se ard. Da. Așa. Și acum, Ela, vedem dacă are ochiul ei, natural. Întoarce mai aici acum. S-a ridicat în picioare de pe masă, s-a ridicat în picioare, a închis ochii, a pus mâna așa la ochi și văd că cu intenția minții a absorbit problema, a absorbit tot, a dizolvat și a regenerat tot, a refăcut totul natural cu ADN-ul ei, ADN-ul ei l-a regenerat și a reconstruit tot ochiul, l-a refăcut bine, complet tot. Și acum e la fel ca celălalt, intact, integru, sănătos. Bine. Și venim aici acum. 1, 2, 3. Da. Aici acum, hai să vedem sfera energetică, dacă mai e ceva? Era acel string care îl deschisese cu viața respectivă prin care au reușit să facă mișcarea și acum acel string s-a închis, s-a ars. A dispărut, da. Ca și entități văd că în afara câmpurilor ei sunt doi arhoni care tot lovesc câmpurile ei și încearcă să intre. Nu prea pot, dar transmit câteodată gânduri. Asta câteodată reușesc. Nu mereu, dar câteodată ei le-au indus ei soțului să meargă să la botez? Sau prin atașamentul de soțului, de prietenie. Da, de prietenie, dar acolo văd un fel de rușine, un fel de adică nu poți refuza ce să zică lumea, ceva de genul sau o neputință, de a acționa. Da, de a spune nu. El nu și-a dorit foarte, foarte mult, dar a acceptat de conjunctură, fiind prieten, fiind... Așa, și ăsta, cui a indus gândul? Soțului. Soțului primul. Arhonii ai cui sunt? Sunt în... Fiului. Ai fiului în margine. Da. De la fiu, da? Hai să chemăm și părțile subliminale ale fiului și al soțului. Și ei au fost curățați. Da. Au venit. Pune într-o sferă. Fiul e mândru de ei. Îi simte, percepe, e mândru că-i are. Să se uite acum să îi dăm informația, părții subliminale a fiului. Ce au făcut ăștia? Nu crede, spune. Păi cum nu crede? Dar spune că n-are legătură cu îngerii lui. Păi cum, dacă e mândru de... A desfăcut foarte... e mândru că îi are, dar acea informația care i-am dat-o acum despre Mona, a văzut-o, a citit-o, dar zice că nu are legătură cu arhonii lui.
Ei n-au nicio treabă cu ce am făcut s-a noi întâmplat. Până acum. Da. Noi vorbim acum, luăm episodul cu botez. Mi se pare... Episodul botez, să se uite îngerii lui, cum le-a indus gânduri, cum i-a trimis atâția 2000 de kilometri să vină în țară la botezul lui nu știu cine și cum au fost tratați acolo, la acel botez. După atâta efort, cheltuială, oboseală și toate astea. Consideră că nu și-au dat silința ca să fie tratați. Serios? Ce trebuia deci... să facă să-și dea silința mai mult decât tot ce să au fie făcut? Mai implicații, au fost detașați, spune fiul. Păi, implicați în ce? În tot... dansul cu manele, în tot balamucul care a fost acolo, în ce s-a întâmplat zice acolo? Zice că el, acum că vede imagini, vede în energetic, zice s-au văzut pe ei că sunt plictisiți și fără chef. Și de aceea a lăsat toți în pace. Dar de ce trebuia să duc acolo? De ce trebuia îngerii lui să împingă să se ducă acolo? Nu puteau să stea liniștiți? Ca să boteze un sufletel. Da. Ia să vedem când a botezat. Mergem la botezul sufletelului. Mergem la botezul sufletelului și să observăm ceremonia. Ceremonia botezului. Da. Sau le faci un ecran, Ela, cuantic și aici se uită la televizor. În energetic, toată acest ritual al botezului. Ok. Ar rămâne puțin surprins fiul, pentru că vede mulți demoni. Ah. Și nu înțelege de ce demoni și nu îngeri, pentru că se spune că bebelușii, copiii născuți la botez, primesc doi îngeri și el vede mulți demoni. Prin prejurul bebelușului? În jurul copilului, da. Păi și preotului. Cine se spune? De unde se spune? Păi preoții spun asta, că sufletele copiilor botezați primesc îngeri păzitori. Păi să vedem ce îngeri a primit. Hai să ne uităm îngerii care i-a primit bebelușul. Ce a primit? A primit doi demoni îngeri. A primit doi draci, cum zic. Da. Da. Ah, și ia să-i întrebe, să-i întrebe pe îngeri. Sunt îngerii lui pe acolo sau niște îngeri? Că ei lui n-au ce, că el n-a fost la botez. Niște îngeri care îi găsește acolo. Îngerii lui spun că faptul că bebelușul a primit demoni în loc de îngeri e din cauza bebelușului. Nașilor. Vai de mine, de mine. Da? Pentru păi că și ce legătură au nașii cu bebelușul? În spirit cu... spune că în spirit, în spirit, în energetic, ei de fapt n-au făcut ritualul. Nașii n-au făcut. Da. Păi n-au făcut. Pentru că nu vor să dea acord, nu vor să nenorocească niciun suflet. La un nenorocit, spun îngerii, a primit demon în loc de îngeri. Păi cum să vină demonii și ce căutau demonii pe acolo? Când ritualul, lăsăm nașii deoparte, ce au gândit, ce au făcut nașii. Ritualul în sine este identic și același, ceea ce spun, ce spune preotul ăla. Este identic. Fizic spune, dar în energetic lucrurile se întâmplă diferit. În funcție de ce simt, în funcție de credințele nașilor, în funcție de serios, în funcție deci de în energetic numai lor. Nașii contează în energetic. La ritualul sunt botezului cei numai care, nașii. Sunt cei care predau, care fac sacrificiu. Mi se pare că îi și întreabă. Eu nu mai știu acum, că habar n-am de asta, dar parcă îi întreabă popa pe naș dacă se leapă de satana. Da, îi întreabă. Și? Ce au spus nașii acolo? În fizic. Unul că da, celălalt a anulat. Păi da, ălalalt a anulat tot ce a spus popa, că nu era cu nicio satană și a anulat și ritualul și tot ce spunea el. Pentru că sufletele, acestea două, știau cu ce e întixită biserica. În primul rând să întrebe pe îngeri, ce caută dracii în locașul lor? De ce căutau aici atunci?
Da. Dar ce caută dracii în locașul sfânt al îngerilor și al lui Tasu? E casa lor și a noastră. A, ia uite. Păi ce și-au făcut? Stau la bloc? Frații noștri decăzuți din drepturi. A, și? Dacă sunt decăzuți din drepturi, își dau mâna. Spun. Sunt deci ei frați. Colaborează, sunt o frați. Bine. Deci fac lucruri și lucrări împreună. Încercăm să reabilităm, zice un arhon. Da. Pe draci încearcă să reabiliteze și de aceea un înger se ocupă de câte un drac la fiecare suflet. Adică există îngerul bun. Și cum îi reabilitează? Da, cum îi reabilitează? Prin, adică... îi spune că îi dă exemplu de comportament al sufletului în fizic, în experiență, ca să-i arate cum ar trebui să se comporte și el ca spirit, nu numai sufletul. Da, exemplu, adică ceea ce induce el ca înger sufletul. Adică sufletele aici ce sunt? Material didactic pentru cam așa se pare. Ei? Da. Da. Să vadă... da. Recunoaște îngerul? Ei își fac experiența, noi ne facem treaba pentru ca ei să-și facă experiența, iar demonii pot să învețe de la noi ca să se lumineze din nou, să intre din nou în împărăția Tatălui nostru. Ce învață de la ei? Ia să-i ceară. Faptele bune pe care le induce sufletului să le facă. Păi, deci, partea subliminală a băiatului, a lui Marius, să-i ceară încă o dată, că a mai fost curățat. A fost curățat, a fost așa, ia să-i ceară lui ăsta, lui îngerul, la îngerii doi ai lui, să le ceară să-și... Sau el spune să pună să mâna, nu... bagă mâna în ei și să și nu să vrea. Le spune să nu te iei de îngerii lui, să nu-i supui. Ce mă interesează pe mine, de orice înger? Pentru mine toți sunt la fel. Hai să fac atunci partea subliminală a mamei, îngerul ăla care e acolo în biserică la botez, să bage mâna în el, că tot înger e, și să-i reconstituie conform ADN-ului formă. Da, i-a reconstituit-o și arată lui Marius acum ce formă au ea. De arhon, de îngeri schimbați. Arhonți. Da. De ciocârlani, cum le zic eu, cu cioc. Da. Lumină ioc. Decât ce papă de la suflete. E mărmurit acum Marius. Păi de ce s-a mărmurit? Înțelege că este în control mental luat de ăia doi? Își dă seama de ceva, dar parcă nu vrea să creadă că ar fi manipulat. Ia să vedem, are implanturi? Are, da, i-au pus implant la cap, da. Da. E... Să-i arată-i să vadă. În frunte băgat. Da. Pune-i pe ecran să vadă, că nu mai arată, este el natural. Îi arată are, mama. Da, are niște piese da. În plus puse și de aia. Acum vede și zice, da, asta nu e a mea, nu mi-am parține. Și mama îi spune, păi scoate-l dacă nu ți-a parține. Și acum văd că îl scoate. Îl scoate și îl aruncă. Nu, să-l ardă. Ok, spun să-l ia să-l ardă. Da, l-a ars. Iar arhonii s-au îndepărtat de el un pic. Păi nu, să-i blocheze. S-au distanțat doi pași, s-au dat în spate. Și acum îi vede cu fața lor adevărată. Aha, sunt frumoși, îi plac? Nu. Acum să le, să le să-i întrebe, să le spună că au fost ea demascat și nici... piesa nu mai are, prin care ei transmiteau ce vroiau ei și acum vrea să le audă părerea adevărată pentru care sunt în sfera lui energetic. I-a întrebat că de ce fac asta, ce vor de fapt, de ce? Și ei a răspuns, avem nevoie de suflete. Pentru? Ca să le coordonăm, spune. Mint. Deci încă nu spun adevărul. Nu. Au nevoie de suflete
ca să, pentru că nu au energie proprie, că s-au întors de la creație, de la sursa originală. Nu mai au energie și atunci au nevoie de suflete ca să le extragă energia. Sufletele care au, sunt conectați cu sursa primordială. I-a întrebat de ce nu mai aveți lumină, de ce v-ați întunecat. Și spune, tu ne dai lumină. Lumina ta ne luminează și pe noi. Și de ce v-a dispărut lumina, spune. Tu zice, ai tăiat legătura cu noi. Nu mai ești conectat cu noi. Avem nevoie să fii conectat ca să avem și noi lumină de la tine. Și e un pic nedumerit, adică de ce ar avea nevoie de lumina lui? Pentru că mor de foame, nu mai au energie, nu mai au sursă, ei nu se pot autosustine ca sufletele, că ei și-au tăiat legătura cu sursa, noi sufletele și ei au făcut parte din sursa primordială a creației. Toată creația face parte din sursa primordială, doar că unii s-au crezut Dumnezei, s-au crezut că fals, că ei dacă au refuzat legătura cu sursa primordială și au vrut să-și facă ca Dumnezei ce s-au crezut, adică tasul ăștia și alții zeii, au vrut să-și facă creațiile lor. Și au constatat că atunci când au vrut să-și facă creațiile lor tăindu-și legăturile, că n-au cu ce. Nu au energie. Spun arhonică, sunt decăzuți din drepturi, tatăl lor i-a decăzut din drepturi și că le-a tăiat, i-au pedepsit, spune. Păi și pe ăștia, și alții i-a pedepsit? Tatăl lor, i-a pedepsit pe ăia, pe draci. Ok, pe frații lor i-a căzut. Dar ăsta care vorbea aici era de ăsta necăzut. Așa se dădea. Acum spune că și el e decăzut și că de aceea n-au lumină și au nevoie de lumină sufletelor. Dar de ce i-a pedepsit tatăl lor? Că însă și tatăl lor e pedepsit. Pentru că am vrut să ajutăm pe frații noștri care erau aici. Vai, au și compasiune. În momentul în care am ajuns aici, ne-am pierdut și noi. Și ne-a spus tatăl ca să nu venim aici și noi nu l-am ascultat. Și acum ne-a pedepsit și pe noi. Deci s-a făcut mai mult și mai mult, da? Aia căzute. S-au mulțit. Da. Am înțeles. Tatăl lor... Dar... Zice, ne-am găsit un scop de a trăi, în a vă ajuta pe voi să experimentați aici, printre pe tărâmurile acestea, care acum sunt în a ne chinui pe noi, a ne da fel și fel. Voi acceptați aceste experiențe și bineînțeles că ne dați lumină în schimb. Deci noi suferim. Noi suntem, ne dă de nu putem duce și tot noi suntem de vină. Da? Păi ei de ce n-au evoluat? Ei de ce nu evoluează? Că nu mai avem lumină, spune, ne-a pedepsit tatăl. De ce i-a pedepsit tatăl? Ia, stai să vedem. Păi ei am înțeles. Păi la alții primii, după care au venit ei, de ce i-a pedepsit tatăl? Au vrut să ia tronul, au vrut să fie egal. Și atunci ei, dacă ei au vrut, de ce i-au făcut au vrut să au uzurpat pe tasul? Da, ei de ce empatizează cu ăștia? Dacă spune erau buni. Spune că au vrut să îi ajute ca să se ridice înapoi. Și ei nu mai ajută, pe toată lumea așa ajută. Așa au spus, dar tatăl lor spune că le-a spus ferm să nu coboare, să nu-i ajute și pe de ce au încălcat? De ce au încălcat ce le-a spus tasul? Dacă tasul a spus pentru ferm. Pentru că... Spune că nu-și pot lăsa frații la greu și că avea compasiune. Avea, da? Și de tasul n-are compasiune? Că și-a pierdut, uite, atâția fii? Asta a fost decizia lui. El nu suferă cum suferă frații noștri, spune. Păi, dar fraților de unde suferă? Ce suferă fraților? Că sunt copiii lui ăla. Da, și dacă el nu suferă tasul, nu are compasiune, ei de unde au compasiune ăștia și suferință? Nu suferă niciunul, că nu au emoții. Ei nu spune au emoții. Spune că de fapt vrea să le dea o lecție fiilor lui și că mai târziu, dacă ei se arată vrednici, îi vor primi înapoi și ne-au vrut să-i ajutăm să primească cât mai repede, să învățăm cât mai repede. Și cum trebuie să se arate? Cum se arată vrednici? Ce învață ei pe ăia, făcând și ei la fel ca ăia, chinuind alte ființe? Nu-i de alte ființe, pe noi sufletele.
Ce învață? Când se corectează ăștia? Din ce se corectează? Din metode de tortură? E modalitatea prin care ei poate să extragă energie de la oameni. Așa. Și n-au compasiune pentru noi sufletele? Ăștia plini de compasiune pentru frații lor, pentru noi sufletele care ne chinuie, ne torturează. Nu au compasiune? Spune că noi sufletele ne regenerăm, avem energie infinită, pe când fraților nu și ei nu. Da, nu vorbim de energie aici. Vorbim de ceea ce simțim, ceea ce trăim, ceea ce rămâne impregnat pentru mii și zeci de mii de ani pe pământ, în memoriile pe care ei le șterg, apoi le ascund, în memoriile sufletelor. Spune că este, nu au compasiune. Este o experiență prin care sufletul alege, mai mult sau mai puțin, păi, dă-te măta, nu prin această experiență. Da. Okay. Ce înțelege partea subliminală aici? Că implant nu mai are. Poate să distingă lui Mario. Da, îi se pare, te zice, cu sud coața albă. Îi se pare incredibil, de necrezut. Da, adică ei acum spun cu totul altceva decât ceea ce se crede despre în religie și ceea ce se crede că fac din punct de vedere al religiei. Da. Și nici acum nu spun cu totul altceva. Altceva. Și acum mint. Și acum da, mint. Și acum mint și da, și nu spun adevărul și nu hai trebuie, să-l vadă, trebuie hai să vadă. Audă adevărul curat, spun, pentru că ar fi un șoc prea mare. Nu că nouă nu ne-ar place. Coștea vrea să co-creeze partea subliminală a lui Marius? Își dă seama că ceva nu e în regulă cu ei și că sunt diferiți de cum credea, cum a fost făcut să creadă și zice, nu mai am aceeași încredere. Aș prefera să mă lase în pace. Zice. Și n-ar prefera să-și vadă de el, de conexiunea cu sinele din care el s-a desprins. Ce treabă are el cu ăștia? Exact cum ne aducem la nuntă. Eca, cum au fost părinții trimiși la nuntă. Noi avem casa noastră, avem obiceiurile noastre, avem așa. Mergem la nuntă și pe acolo vin unii și ne fac capul mare că ce bine e pe acolo și uităm de noi și ne luăm să credem și să co-creem cu ăia de pe la nuntă. Ăia plin de draci, adică. Cu niște draci. Cam așa. E deliciu dracilor să facă treaba asta, să acapareze pe cei din jur. Nu, dar asta e situația lui. În loc să se creadă în el, în el, în acea conștiință din care el este și s-a desprins dintr-o conștiință mai mare, vine pe o planetă ca să se încârdășească, na, să folosesc cuvântul, așa, că ăsta îmi vine, cu niște ființe negre, ciudate, needucate, total, deci fac de toate, chinuie sufletele, alte conștiințe, de ce să fac asta? De ce ar avea nevoie de asta? Când el este așa cum este. Nu zice, vreau să plec de aici, vreau să nu-i mai văd, vreau să plece, să mă las în pace, spun. Atunci să taie legăturile cu ei, să le ardă. Zice, nu pot să mai ai încredere nici în trimișii lui Dumnezeu. Are Dumnezeu, că dacă îl vedem și pe Dumnezeu, dacă îl vede și pe Dumnezeu, pe tasul ăstora... Nu, zice, dacă nici nu e ceea ce se spune, nu vrea să știe, zice. Da. Ai legăturile și cheamă să-i vină orice acord, orice contract ce a mai făcut. Da, cheamă și vin acorduri, permisiuni, promisiuni, energii, chiar vin ale lui, pe acestea le trece prin zid. Energia rugăciunilor lui văd că vine înapoi. O trece prin zid, o curăță, o purifică, o spală și acum o integrează. Iar și acordurile, promisiunile le arde. Da. Foarte bine. Hai să vedem și partea subliminală a lui Flavius, soțul.
Monet și tatăl lui Marius și al curățat, cum se prezintă el? Pe el îl văd bine, zice, de ce faceți atâta tam-tam pentru nimic? Pui, zice așa. Nouă, la toți. Păi de ce un nimic? Era chiar adică, un nimic? Adică odată ce ți-ai dat seama, de ce te mai întorci? Zice. Păi asta se-i spună părții subliminale a copilului. Păi, dacă a fost mintea prost, lui este. Mintea lui este încă crudă? Păi zice, lasă-l să simtă pe pielea lui, că zice așa, o să înveți altfel. Poți să-i spui de 1000 de ori, zice. El cum este? Partea lui îl văd detașat așa cumva, relaxat. Sfera văd că a fost împunsă, dar nu a trecut prin ea. Tot de aia? De pe la nuntă? Da. Și ei au profitat de atașamentul care și l-a păstrat față de prietenul din copilărie. Da, și spune că în urma acestei experiențe, venind să boteze, a rămas cu un gust amar din partea prietenului, adică la adresa lui. Adică nu, el a mers cumva, ok, hai că mi-e prieten așa și m-a tratat, spune, rece, ca pe un străin. Ba, mai mult, cu indiferență totală. I-a părăsit pe acolo, pe unde se duce, să nici n-a mai trecut, pe la ei. Lăsați 2 zile până au plecat acasă. De ce să fie sănătos? Era un vizită. Da. Deci, dar oricum n-a făcut acel prieten. Asta știe, da? Da, dar știe că au făcut interferatorii lui. Acum vede, da. Bine. Și acum taie orice să cheme încă o dată. Să cheme toți. Să cheme să le vină orice contract, înțelegere, promisiune, permisiune, legământ, jurământ, cu orice parte subliminală pe care a cunoscut-o fiecare pe toată linia lui experiențial, cu toate karmele. Da, a tăiat, a dizolvat. Avea un arhon, un acord ascuns cu el, care acum am văzut că a ieșit la suprafață și ar fi acționat pe acel acord mai târziu, cum ar fi, în funcție de cum ar fi reușit să-i scadă vibrația ca să intre până la urmă. Și acum, când dăduse acord? În biserică. A, acolo, la biserică. Acolo, la botez, okay. Da. Bine. Și toate contractele. Acum a ieșit, l-am văzut, l-a ars și pe ăla, da? Și taie cu toți, și cu copilul, suflete, și cu prietenii, tot. Cu toți cei prezenți acolo, care au fost. Ringuri, toate, atașamente, toți. Karme ce a avut, tot. Și acum a deschid fiecare portal și cu sursa primordială și trimit, adică băiatul și... Mona s-a protejat bine. Ea n-a dat acorduri. Păi da, că ea a făcut. Da. Ea s-a protejat bine. Deci părțile subliminale a lui Marius și a lui Flavius deschid acum portaluri, sursa primordială a creației și trimit toate ființele astea ce am găsit pe aici. Da. În portal. Ea a aspirat fiecare, da. Bine, rămân deschise aceste, nu deschise, cum să zic, aceste portaluri, părțile subliminale știu că le au, le pot deschide oricând, ele sunt, rămân active și însăși pun un program ca însăși portalurile se deschidă automat în orice moment când apar în jurul lor și vor să facă acțiuni, orice ființă din asta, și orice energie. Și care apare cu orice frecvență mai mică decât frecvența iubirii pure. Uh-huh. Atunci se deschid și absorb tot. Da. Uh-huh. Deci fac curățenie, automat. Da. Da. Acum, cum vezi părțile ale ăla? Degajate, liniștite, relaxate. Mult mai bine. Bine, atunci să-și caute fiecare acea scânteia, cea mai înalt vibrațională pe care o are ca esență și să expandeze, să umple toate structurile, toate corpurile. Corp sexual, corp vital, corp emoțional și corp mental. Da, expandează această energie peste tot în corp și văd că răceala pe care au luat-o fiecare a intrat pe fond de scăderea imunității din cauza
celor întâmplate situații, s-au întristat, s-au simțit marginalizați. Poate și, da, deci au, iritat, și-au scăzut poate. Vibrația și da. Astfel le-a scăzut și imunitatea. Da. Și așa s-au răcit. Uh-huh. Și acum invadează dau fiecare. Comandă, invadează toate structurile, toate... dau comandă să iasă afară ce mai este. Tot ce nu le aparține, energii stagnante, blocante, emoții, orice au simțit, implanturi, le-am scos, dacă mai găsesc ceva, totul să iasă afară din toate structurile. Din toate celulele, organele, sistemele, funcțiile, corpurile energetice, dizolvă toate amprentele energetice, rezidurile, efectele, urmele lor, emoțiile lor care le acumulaseră, toate sunt dizolvate, programe, idei, gânduri, stări, trăiri, toate sunt dizolvate, anulate, decreate complet. Și acum fiecare își pansează fiecare celulă, organ, sistem și funcție cu energie de cea mai înaltă vibrație care vindecă. Toate acestea le regenerează, echilibrează și armonizează. În corpurile energetice, mental, emoțional, sexual, fiecare pune curaj, voință, determinare, încredere de sine, iubire de sine, claritate mentală, discernământ, luciditate, conștientizare, liniște, pace, răbdare, înțelepciune, luarea de decizii bune, perfecte pentru lor, ei, benefice, memorie foarte bună, aducerea aminte a lucrurilor foarte bine, repede, filtrul iubirii prin care să filtreze toate energiile din jurul lor care îi înconjoară și vin spre ei, canalul abundenței, prosperității, sănătății, fericirii, bucuriei, fiecare îl deschide, îl curăță, îl purifică, îl lărgește și lasă toate aceste energii să curgă în viețile lor, peste fiecare și peste toată familia lor. Ok, și acum echilibrează fiecare, armonizează toate corpurile energetice cu lumină și iubire pură. Ok, hai să vedem ce ne-a scris. Mare zice că se simte expandat acum și parcă liber. Nu-l mai strânge nimic? Parcă îl strângea ceva mai înainte, nu? Era condiționat, zice. Se simțea condiționat. Acum se simte liber. Da. Hai să vedem ce ne uice, dacă mai avem ceva. Deci nașeu și botezul. Operația de cataractă. A avut și operație de cataractă el, practic e curățată și acea membrană care a fost adăugată? Da, este curățat tot, regenerat tot. Așa. A fost eliminat tot ce a fost vechi. Da. Ne mai zice, doresc să reușesc să mă conectez cu sinele meu cât mai înalt, să îmi ascult și să-mi urmez instinctul. Ok, asta ar fi ultima. Păi asta o să facem, da? O să conecteze cu sinele cel mai înalt și număr de la 1 la 3 și fiecare merge în sinele lui mai înalt. 1, 2, 3. Da, Mona se conectează cu un sine de 18. Wow! Dar îmi apare și 22. Acum a urcat mai sus, în 22. Da. Ok. Marius se conectează acum cu un sine de 11. Mm-hmm. Iar Flavius cu sine de 12. Ok. Fiecare se îmbrățișează, se energizează și trimit până în corpurile energetice sfere de lumină, raze de lumină pe care le menține curate, purificate și echilibrate. Foarte bine. Acum, număr încă o dată de la 1 la 3 și mergem. Toată lumea în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici.
Fiecare își caută matricea originală cu care a fost creat ca și conștiință, primă, o suprapune peste matricea cu care vin fiecare ce au mai experimentat din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate, alterate. Da. Da, așa. Toți le-au curățat și acum le integrează. Foarte bine. Acum fiecare activează declarația de suveranitate. O spune cu determinare. Da. Și dă comandă fiecare să iasă afară. Cu putere. Tot, da, tot ADN-ul care, dacă îl mai au, care le-a fost implantat, le-a fost adăugat de către entități prin procese de hibridizare sau alte procese. La Mona nu mai văd. La Marius văd 9%, la Flaviu văd 8%. Mm-hmm. Îl dizolvă, îl decrează și reconstruiește cu ajutorul matricii originale. Bine. Acum, hai să vedem, s-au conectat cu sinii mai înalți, cred. Dacă cu sinii ăștia au fost prin alte experiențe, prin alte universuri. O, da. Da? Da. Mona. Mona, cu sinele de 22, mi arată 100 de universuri. Wow. 100. Ok. Poate are să ne spună... informație și are energie cu care să se conecteze și să aibă, așa cum își dorește, a conexiunea cu sinele, cu intuiția dezvoltată și abilitățile ei activate. Mm-hmm. Are cu ce, zice. Are cu ce, are, dar cu în ce. Fizic ce trebuie să facă ca să se conecteze? Ce indică? Ce, să se relaxeze de fiecare dată, să-și golească mintea și să ceară această conexiune mereu. So, conexiunea cu sinele pur, cu conștiința ei pură, da. Din experiențele ei, din linia ei experiențială înaltă. Cu aceasta și cu nimic altceva, spune, să se conecteze de acolo, își va lua toată informația, zice. Uh-huh. Pentru că este ea în fiecare nivel, în fiecare situație. Se conecteze cu ea însăși și să nu meargă în exteriorul ei, zice, să meargă în inima ei. Uh-huh. În ea, în interiorul ei, da. Ca esență, ca suflet, da. Ce este aici, da. În corpul ăsta. Da, dar zice că să nu-și imagineze că iese din corp pe sus, nu. Prin chakra coroană și nu, se în duce. În interior se coboară. Zice, da, să coboare. Se duce, în interior, da, se duce, da, nu, da, se coboară. Da, eu de asta pot să și spun că am făcut un exercițiu, că l-am mai spus când am ieșit din corp, acum 30 de ani, care nu trebuia să-l fac eu, nu știu, îl dăduse altcuiva și din curiozitate m-am apucat. Și eu, acolo, exercițiul era așa, să merg în interiorul meu, să-mi vizualizez pe sofac, pe stomac, știu ce, așa am început eu. Deci în interior. Da. Și m-am trezit în exterior, că ieșeam, da? Da, pe da, tunelul. De fapt, tunelul este în interior, dar tu așa, da. Vezi. Așa, da. așa de fapt tu te vezi că intrasem pe tunelul lui Pune Fecioara că de... Maria, care era, deci tunelul ăsta, lumina aia, de-aia zic că dacă noi suntem atenți în viziunile noastre și când om pleca, până la urmă ai indicii, da. Ai indicii, dacă ai informații dinainte, ai indicii să poți să eviți capcane. Pentru că eu n-aveam indicii, n-aveam informații atunci, dar la baza acestui tunel, lumina aia, era pomul vieții, alb, și cu Fecioara și cu Fisul, în brațe, bebeluș. Și apoi m-a trimis pe tunelul ăla. Deci eu dacă aveam atunci informații, acum 30 de ani, bineînțeles că nu intram acolo. Dar totul s-a făcut prin acest exercițiu de a intra în interiorul meu. M-am băgat în interiorul meu, am făcut meditația, da. Aia. Da? Văd acum ca informație de la sufletul, sinele de 22, care spune că universul este în interior, nu în exterior, da. Și că în lumea în care noi trăim suntem deconectați pentru că suntem învățați și programați pe dos, adică să ieșim, da. În afară, să ieșim, da. Nu să intrăm. Da. Și...
totul e programabil încât să deschizi ușa inimii tale lui Iisus, ceea ce este greșit și zice nu trebuie să deschizi ușa nimănui, nu trebuie să intre nimeni în tine, în inima ta, că este un pasaj în Biblie care mi l-a arătat că va bate la ușă și tu să deschizi, ceva de genul, că adică Iisus va bate la inima ta și tu să deschizi ușa. Deci e greșit, e pe dos, nu trebuie să lași pe nimeni să intre în tine și plus că nu trebuie să te rogi nimănui din exterior, e total greșit, și e total pe dos. Nu trebuie să te rogi, cuvântul ăsta arogan înseamnă milogeală, înseamnă că ți-ai dat deja puterea. Tu nu ai încredere în tine și în forțele tale, zi. Da, și zice totul trebuie făcut invers de cum spune religia, pentru că trebuie mers în interior și nu în exterior. Totul facem ceea ce noi simțim, noi cu noi. Și asta repetă, universul este în interiorul vostru, nu în exteriorul vostru, nu deasupra voastră. Așa cum pare. Nu deasupra voastră, deasupra capului vostru, deasupra cerului, zice nu. Zice în interiorul vostru e cerul. E universul. E universul. Super. Bine. Zice ceea ce vi se spune să vă uitați la univers deasupra voastră, să ridicați capul și că universul dincolo de cer, cum ar veni, e o hologramă. Da. Ceea ce o hologramă programată, așa cum suntem programați, programată acest corp, ca să cu aceste organe de simț, ele văd ce programe au. Da, odată, dar faptul că ei ne spun nouă că universul e deasupra noastră și să ridicăm capul și să privim în sus și să trecem din col de cer, zice, este un în afară, program acest... în care să vă conecteze cu exteriorul vostru. Să ne rupă de noi, de cine suntem noi, de interiorul nostru. Exact. Acest corp e conceput așa, ca el să te scoată în afară, să aduci informații din afară, din mediu, din nu știu ce, prin toate simțurile tale. Totul este invers. Da, și de fapt totul e în interior. Asta au vrut zeii. Asta au vrut zeii, de fapt asta ce au vrut ei? Să te deconecteze de tine. Da, și să te supui lor. Da. Păi, da, și să te deconectezi, să te îndepărteze de tine, de cine ești tu, de interiorul tău, de ființa ta, și să te scoată și să te distragă atenția cu în afara ta, în afara ta, fiind și ei. Adică. Da, exact. Și să vezi pe ei, să te închini lor, adică să vezi pe ei, nu pe tine. Da, în afara ta. Da. Deci pe tine să te deconecteze și să te distragă de la tot ceea ce ești tu, ce însemni tu și ființa ta. Care da, ești. Exact. Vai, deci informația asta e super, da. Da. Acum, Ela, am făcut să-și activeze fiecare programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, mai spune, activează fiecare, dar mai spune sinele Monei că conexiunea, să o facă în liniște, să ceară această conexiune mereu, mereu, până când mintea se obișnuiește să intre în interior și să se detașeze de orice fel de așteptări. Elimină așteptările, spune. Să elimine orice fel de așteptări. Și nu cere, nu-mi place cuvântul ăsta, nu ceri. Nu cer la nimeni nimic, nici ție nu-ți cer, ci spui, îți dai instrucțiuni. Da, sunt tu conectată, îți dai instrucțiuni, ce trebuie sunt să faci. Eu. Aduc informația mea. Da, da, da. Așa mai departe. Că nu cerem, cer nu suntem, cerșetori. Exact. Nu suntem, nu cerem nimic nimănui, nici nouă nu ne cerem, nici sinelui nostru. Când el este noi exact, suntem el. Exact, corect, corect, ai punctat corect. De fapt, când cerem noi, de fapt, recunoaștem că nu avem. Da. Și că, de fapt, avem, suntem noi, tot. Noi suntem, ne dăm instrucțiuni nouă, ce să facem. Da. Fac aia, da? Da. Bine, foarte bine. Și acum fiecare își creează acea bulă, sferă de materializare. Asta este un instrument interior care, cum să spun, ne ajută. Ne ajută în sensul că zicem că mergem în sfera asta și ne punem aici asta. De fapt, putem să o facem sau să materializăm sau nu. Asta numai că pentru cei care au nevoie de o reprezentare de ceva. Da? Da. Sfera asta. Dar tu spui, îți pui ce vrei tu, ideea, proiectul și începi să-ți construiești linia temporală.
cum creezi acea idee, acel proiect, cum te transformi ce ai de transformat sau așa te vezi în situația aceasta, făcând. Asta ți imaginezi, da? Și apoi da, te vezi în finalul. Această sferă de intenție cu proiectele noastre pe care o punem noi aici e ca și o tablă pe care tu scrii proiectul tău, da, dorința orice, ta oricum vrei, și o da, vezi și... mereu, ți-o aduci aminte da, mereu și o energizezi mereu și acționezi da, în direcția aia mereu și până la urmă da, se manifestă, se materializează da, tot. Da. Ok. Ne uităm și noi la sferele noastre, la... Ok. Și număr de la 1 la 3. Și venim aici acum. Venim aici acum. Tot e vorba de a spune, da? Pentru că noi aici suntem permanent în noi, da, și linia venim temporală, tot în noi și suntem linear. Din noi în Da, noi suntem, da? Da? Nu venim, da. Nu plecăm nicăieri, nu venim nicăieri. Deci sunt deci aici și acum, prin canalul de abundență benefică, pe care îl curățăm, purificăm, lărgim. Aici și acum, trebuie să număr 1, 2, 3. Aici și acum ne tăiem orice legătură, string, cu oricine și orice, tot ce s-a creat. Cineva mi-a pus o întrebare, Aela, și care ți-a zis-o înainte de sesiune, o clientă, că a întrebat-o o prietenă, că toate... toate portalurile care le deschid cei care vizionează sesiuni, ce se întâmplă cu ele? Și noi vorbeam și spuneam că nu, nimeni nu deschide niciun portal care vizionează sesiuni, ci eventual legături, stringuri se creează da, cu noi. Da? Da. Și ce spunem noi acum? Acum, da, ce am spus? Că tăiem orice legătură cu oricine și orice. Ce? Asta se da, întâmplă, îi răspund clientei. Da. Asta se întâmplă cu legăturile care au fost, că după fiecare sesiune, adică oricine ar asculta sesiunea, la final urmează această, ceea ce spunem da, acum, da? Legături, că orice, acorduri, da, permisiuni, oricine promisiuni. Și orice. De asemenea, nu mai au, da? N-au ritualuri, că le-au tăiat, n-au... Da. Facem sfere informaționale cu toată iubirea noastră pe care o trimitem tuturor, tuturor sufletelor care rezonează cu această informație și vor să o primească. Da. Și acum dăm cu bombe. Nu știu, am făcut sfere generaționale? Hai să cu ei? Facem. Hai să facem. Cred pentru că că au mai de mult sesiuni. Da. Bine, face fiecare câte două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație pe care le trimit pe arborele genealogic și ar toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la el. Da. La mâna merge pe partea mamei, văd că merge acum până la a doua generație și pe partea tatălui până la a patra. La Flaviu pe partea mamei până la a șasea, pe partea tatălui până la a opta. Și la Marius merge pe partea mamei până la a opta și pe partea tatălui până la a cincea. Bine. Acum dăm cu bombe cu lumină și iubire în casele noastre. Mașini, surse de venit, joburi, fiecare curăță ce are de curățat. Da, peste tot se umple cu lumină și cu iubire de cea mai înaltă vibrație, care dizolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, hologramele, amprentele energetice, energiile stagnante, blocate, urmele, rezidurile, efectele lor. Entitățile sunt absorbite pe portal, direct în sursă. Și acum se închid, se sigilează toate portalurile de peste tot. Foarte bine, Ela. Mulțumim pentru criminale pentru această călătorie.